Speriați de atacurile armate, mai ales în școli, mulți părinți au început să le cumpere copiilor ghiozdane antiglonț și să învețe cum să le folosească. Urmărim o asemenea demonstrație în câteva momente. Asta e spectacolul, asta este televiziunea. În câteva cuvinte, acesta este ProTV. Postul nostru și-a lansat grila de toamnă plină de surprize și aventuri. Din micul sat la Sfierbinți până la căldura din Republica Dominicană și de la acțiunea din Clanul până la uimitoarea scenă Vocea României, ProTV își duce publicul într-un carusel de emoții. Show-ul Sunt Celebru, Scoate-mă de aici poate fi urmărit din 4 septembrie în fiecare duminică, luni și marți. Celebritățile trebuie să facă față provocărilor în cel mai intens reality show al momentului, prezentat de Cabral și Adela Popescu. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți și vreau să vă felicit pe fiecare în parte, pentru că nu vă aflați printre concurenții din acest an. Nici prezentator nu e ușor să fii, dar concurent n-ai cum. Nu vreau să am nimic care să mă oprească să fug atunci când e nevoie. Poliția! Noul serial Clanul va oferi în fiecare joi cea mai neașteptată experiență care combină calitatea cinematografică și scenele incredibile de acțiune nemai văzute până acum în România. E cu acțiune și nu exagerez când spun asta, e cu bătaie, e cu adrenalină, e cu mașini, e cu băieți răi, băieți buni, e cu mici povești de dragoste și cu foarte multe răsturnări de situație. Vocea României, care a scris istorie, se întoarce la ProTV cu antrenori noi, un scaun dublu și voci puternice. Sunt niște concurenți foarte puternici în acest an, în acest sezon. E foarte multă emoție. De la fiecare concurent în parte am avut câte ceva de învățat. Pe 23 am îngropat bunicul meu și în acea zi a murit mama. N-am clacat. Următoarea zi tata a murit. Mi-e dor de mami. Nu m-a venit deloc din pământ. Din 7 septembrie se va întoarce pe micile ecrane și emisiunea Visuri la cheie. Dragoș Bucur și noua sa echipă de arhitecți sunt pregătiți să schimbe viețile unor familii. La pașa vine un arab! Salam alecu! Nu mă, că nu e foame! În aceeași zi, telespectatorii vor putea urmări și un nou sezon la Sfierbinți. De două ori pe săptămână, miercuri și joi, ne vom delecta cu umorul, autoironia și situațiile absurde din cel de-al 21-lea sezon al acestui serial fenomen. Din casele românilor nu vor lipsi nici programele de știri difuzate la orele deja cunoscute. În prima jumătate a anului 2022, ProTV a avut cea mai mare audiență din ultimii 10 ani. I think this autumn will be very diversified and very balanced, because we saw that people like to still see the shows which are happening in the studio. We also saw that people, especially after pandemic in the past years, they like to get out of the closed spaces, they like to be outdoors, they like to see the happenings outdoors. You might have noticed that we already refreshed our niche channels during this year. I think the biggest novelty for this autumn is that during the summer, we agreed with Handball Federation that Pro Arena will be the home of Romanian handball for the next 4 years. Emisiunile ProTV vor putea fi urmărite pe Voio cu 7 zile înainte să fie difuzate la televizor.